Astăzi vă spun o poveste pe care am intitulat-o Mai fioros decât toți fugarii, paranteză, luați împreună. Fioros, mai bine zis, șioros. Șioros, dar nu mai este. Excentric, dezlegat la gură și cu portofelul burdușit ținut la vedere, această imagine și-au țesut-o cu migală de păianjen în mai multe persoane publice care au ales să cucerească Everestul popularității. De ce? Ca să folosească vizibilitatea drept armură, ca pe un fel de bulă de protecție, îmi răspunde la întrebarea mea naivă un vânzător de sfaturi care are în palmares mai multe persoane publice importante. Obraznicul nu doar că mănâncă praznicul, dar mai și împroașcă în ceilalți meseni cu tot ce-i pică sub mână. Capete de pește sărat, resturi de mâncare. Atunci când e luat la întrebări despre sursele de venituri și modul de viață necorelat cu resursele declarate. Nu găsiți câtă frunză se iarbă în presă. Unele migrează în dosare de ochii lumii, făcându-și acolo un culcuș căldut și moale, ca în vizuina de vulpe, ori în culcușul iepurașilor proaspăt fătați. Care om întreg la minte să mai pune după asta în poară cu un saltimbanc? Intelectualul cu jacheta roasă la coate prin biblioteci a pierdut de mult meciul, încă în memorabila confruntare cu deputații agrarieni, ajutați substanțial, dacă nu chiar decisiv, de primul președinte al Republicii Moldova, își anunță amicul meu analist sentința nemiloasă. Numai că Mircea Snegur prea târziu și-a dat seama că făcuse o miză greșită. Cei care erau porecliți șașlăcari au pierdut la rândul lor meciul cu șmecherii, cu șarlatanii. Ei au devenit campionii cinismului, au lăsat pârjol în urma lor, au ras totul ca lăcustele, s-au jucat cum au vrut ei cu țara în bunghi. După scurta retrospectivă în stilul Wikipedia, amicul meu, expert în tehnologii politice, trage pe ață imaginară mărgelile cele mai barosane ca să argumenteze concluzia că penalii de mult i-au umbrit pe cei mai de vază făuritori ai statului Republica Moldova. Drept dovadă, când ați auzit ultima dată invocându-se numele lui Ion Borșevici, pe când Ilan Șor nu mai iese din titlurile de știri. Poate doar pentru câteva zile dat la o parte de autointitulatul rege al ticăitului, a cărui extrădare în România a împărțit publicul din Republica Moldova în două tabere. Din prima, fac parte numeroasele victime ale debitului său de agresiune verbală, de sorginte vadimiste cu inflexiuni ale antice moderne. De fapt, oricine se uita la intervențiile sale video trebuia să se fi simțit vinovat pentru că îi subestimează prin neștire talia și anvergura misiunii speciale sprijinite incognito de servicii secrete. A doua tabără o constitui convenționalii puritani juridici care îl declară martir și îl trec în același pomelnic cu profesorii turci extrădați la solicitarea președintelui Erdogan. Eu unul fac parte din tabăra cea mai numeroasă. Suntem acei care nu ne-am lăsat prinși în păienjenișul de protecție cu trabuc, Mercedes și stofă în dungulița ale fostului deputat social-democrat de la București, împiedicat cu oarecare ezitare, să zidească o carieră politică de iznoavă la Chișinău. Pe curând!